Centrul medical plutitor pentru copiii cu dizabilități din satele izolate din Delta Dunării a intrat la apă, la propriu. Inaugurat cu mare fast de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, pe 22 septembrie, acesta se scufundă acum în Dunăre. Imediat după ce a tăiat panglica flancată de autoritățile locale din Tulcea și reprezentanții firmelor care s-au ocupat de proiect, Raluca Turcan a scris pe Facebook, citez, impactul acestui demers care începe astăzi în comunitățile izolate din Delta Dunării va fi imens, pentru că dincolo de numărul efectiv de copii care vor urca pe centrul plutitor pentru evaluare, recuperare medicală, consiliere psihologică, kinetoterapie ori logopedie, vorbim de membrii familiilor lor, care nu aveau nicio soluție pentru copiii în suferință. La mai puțin de o lună distanță însă, pontonul nu mai poate fi folosit.